زبان من شرف آمد. Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici, pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o slăbiciune către latura middle-eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea, like-urile și vizualizările, distribuirile sunt absolut total gratuite. Bun, începem ca de obicei cu My SOTD, My Scent of the Day. Iar astăzi, bine, mic disclaimer, de la bun început, de la ultimul videoclip cu Unboxing Dubai Collection, o să vi-l inserez pe undeva pe aici, am tot adunat nici mai mult, nici mai puțin de aproximativ 20 de parfumuri, plus minus 2. Și da, timpul este scurt, de pe 1 august, aproximativ 2 săptămâni, voi fi în concediu și automat voi lua o mică pauză de la YouTube, însă vedem cum reușesc să mă împart, cel mai probabil voi face Whole Dubai Collection, partea 1 și partea a doua, pentru că nu am cum să vă povestesc cât de cât despre 20 de parfumuri într-un singur videoclip. Și ceea ce port eu astăzi este această superbitate de la Casa Fragrance World. Și da, deci credeți-mă, aceasta este cutia în care vine el, acest parfum. Este superb. Camera nu-i face dreptate în sensul că toată treaba aceasta este ușor embosată și na, pentru mine e pur și simplu operă de artă, da? Așa este cutia în care vine acest parfum, îl am și pe frățiorul, suriorul său mai roz, însă astăzi port Nectar of, da, vedeți voi numele, nu știu ce se va întâmpla cu YouTube în caz că îl voi pronunța eu, dar da. Ce înseamnă acest parfum? Doamne, Dumnezeule, acest parfum este floral, fructat, fiind de tot, are un subton tropical acolo, da? V-am tot zăpăcit eu în ultimul timp, nu știu ce am, niciodată nu am fost în zona parfumurilor cu iz tropical sau cu ceva ce îți dă la nas aerul acela tropical, însă anul acesta, mai precis, este primăvară în care pur și simplu m-aș scălda în parfumuri cu subton sau cu iz tropical. Nectar of Ecstasy, hai să-i spunem numele, da, așa se numește, nu instig eu la nimic altceva, se deschide, mai bine spus, cu afine, pe măsură ce se dezvoltă, eu resimt foarte bine o frezie aici, da, este foarte, foarte bine conturată pentru nasul meu. Iar dry down-ul final este un dry down ambrat cu subton tropical. Da? Cel puțin cam asta este în mare povestea acestui parfum pe mine și pe pielea mea. Și da, în opinia mea, da, după părerea mea, este perfect pentru vară, dar nu numai. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip. Apropo, eu acum când filmez este vineri și ca de obicei îl voi posta tot astăzi. Întâi și întâi de toate, înainte să intrăm în subiect, îmi cer scuze că sunt un pic obosită și că sunt puțin răgușită, deoarece ieri a fost ziua juniorului meu și na, am cântat, am, da, tot ce se poate întâmpla la o onomastică a unui băiețel. Dar nu despre asta vorbim astăzi. Astăzi avem un alt fel de unboxing. Și da, s-ar putea să mă încerce anumite emoții, faceți abstracție, depășiți momentul, dar și eu sunt om, da? Chiar dacă multă lume mă vede aia rea, dar nu mai contează, asta din nou este alt subiect. Bun, avem aici un unboxing de la draga mea Teo, te pup, să rămână mult. Cine este Teo? Teo este
o doamnă ce mă urmărește și ne-am cunoscut întâmplător pe o altă platformă de social media, să spunem, la modul că ea a dorit să cumpere de la mine niște decanturi și la un moment dat m-a întrebat: tu ești Rojin de pe YouTube? În momentul acela, zic, da. În fine, emoții, da, wow, nu pot să crezi, și așa mai departe, ce am mai discutat noi acolo? Ca fetele. Și după, nici mai știu, după decanturi, înainte de decanturi, nu mai am ideea, cum sinceră să fiu, a spus, uite, vreau să-ți trimit un colet cu un parfum, am un cadou pentru tine. În fine, i-am spus ceea ce spun tuturor, pentru că, din nou, mic disclaimer, acest videoclip nu este făcut în sensul de a instiga lumea, hai, trimiteți-mi parfumuri și așa mai departe, da? Pur și simplu vreau să rămână amintire, dacă mă înțelegeți, da? În fine, scurt pe doi, acesta este coletul. Și, draga mea, Teo, sunt fer convinsă că aici nu este, nu știam unde am pus cutterul, nu este decât un singur parfum, pentru că este foarte greu. Cutia aceasta, da, și grea și mare și tot ce vreți. Și acum să procedem. Bun. De când a venit coletul, de două zile, nu mai știu, două zile sau trei zile, dar, na, fiind alte treburi ce nu aveam cum să le amân, abia acum îl deschid și abia acum filmez și... este așe. Da? Hai să vedem. Deci hai să vedem. E multe, atât vă spun. Hai că am luat prima chestie care vine așe. Și hai să vedem ce e aici. Vai! Zimaia Zuhruf, am eu impresia că se pronunță, da? Nu am acest parfum. Și da, deja am început să tremur, am emoții. Hai să vedem cum este. L-am tot văzut pe Insta, la Zimaia. Parcă am văzut și câteva TikTok-uri despre el. Trebuie să iau caterul. Dar na, la mine cum lista de parfumuri este lungă și interminabilă și așa mai departe, momentan nu l-am achiziționat, însă acum îl am. Hai să vedem. A, fiți atenți, se deschide așa. Arată fix precum un parfum de prințesă. Da? Deci e genul acela de... Ce aici avem niște detalii foarte, foarte faine. E genul acela de parfum de prințesă. Bineînțeles că nu am note, nu am nimic, deoarece eu nu știu ce este în colet. Dar o să, în momentul în care editez, o să vă inserez notele. Sticla este foarte, foarte grea, dar foarte grea. Nu înțeleg de ce e atât de grea. Dar exact cum v-am spus, da, este genul acela de parfum cu iz prințesistic. Capacul, da, capacul este din metal și este foarte, foarte greu. E genul acela de capac care ferească Sfântul să îl scape degetul mic de la picior. Da? Și acum să vedem cum miroase. Atomizorul este foarte fain. Adică mie una personal îmi place. Da, și acest parfum miroase fix precum arată sticluța. Miroase a roz pal, roz pudră. Este, cum să spun eu, este cumva în zona Iara, da, de la Latafa, Iara prima variantă. Însă, gândiți-vă la un Iara mai cremos, gândiți-vă la un Iara mai cremos, mai pufos, mai dulce, aș putea spune, vanilat pudrat, bezele, bezele mari, pufoase, da, și
Lapte de migdale, aș spune eu. Și tind să cred că acest Zimaya Zuhruf este mai cremos decât iara. Eu v-am mai spus în alte videoclipuri, din nou, dacă vă place și dacă îl iubiți, nu dați cu pietre mine. Poate e nasul meu defect, poate e pielea mea defectă. Eu personal nu înțeleg hype-ul lui iara clasic de la Latafa, da? L-am avut, o perioadă a fost ok, însă culmea, fix după macerare, nu ne-am mai înțeles și automat a plecat din viața mea. Însă, aici parcă aș spune că izul acesta, aroma aceasta, cremozitatea aceasta, mai bine spus, sporită față de iara de la Latafa, este dată de ceva lemn de santal. Da? E o cremozitate aici care mă duce fix, fix, fix cu gândul către lemnul de santal. Dar foarte fain. Dacă sunteți în zona Piara, dacă sunteți în zona, nu aș spune Nuha de la Hadlaj, deoarece Nuha mi se pare o idee, de fapt mi se pare tropical în comparație cu acesta de la Zimaya. Dar dacă sunteți în zona clasicului iara, acest Zuhruf de la Zimaya este safe blind buy, da? Deci pur și simplu e parfumul acela de prințesă, de balerină, de, da? Miroase fix precum arată. Roz pufos și prințesistic. Bun, hai să trecem mai departe. Ce am luat aici? Aici știu ce este, adică văd ce este, da? Teo știe că eu sunt fiartă pe ADN-ul lui Alien și știe că am Ajmal Sacrifice for Her și voi știți dacă mă urmăriți. Și a comandat și ea acest parfum și l-a cumpărat și ea, dar din ce am înțeles, după ce a ajuns coletul, ne-am auzit între ghilimele pe WhatsApp, i-am cerut acordul să-i spun numele în videoclip și așa mai departe. Și la discuția aceea mi-a spus că pe ea acest Ajmal Sacrifice for Her din păcate nu persistă. Lucru, eu nu am treabă cu el, da? Deci pur și simplu, Doamne Dumnezeule, nu am treabă cu el, da? Și eu oricum, dacă nu mă înșel, din sticla mea mai am un sfert. Și atunci mi-a spus, ok, ți-l trimit și pe al meu, deoarece, da, eu mereu vă spun și mereu insist la fiecare videoclip, nu luați, cum să spun eu, nu luați de bun tot ceea ce vin și vă spun eu aici. Parfumurile, parfumeria, simțurile noastre la modul general reprezintă ceva subiectiv, da? Fiecare percepem și fiecare avem altă poveste, dacă doriți, cu parfumurile. Parfumurile se dezvoltă diferit, performanțele sunt diferite și așa mai departe. Bun, mai departe, ia să vedem. Mă simt ca la tombolă, bag mâna și vedem ce scoatem. Ce e aici? Arată ca... Ai măi! Mi-a trimis, da, deci eu nu am achiziționat, eu... Am achiziționat, de fapt, Ajmal Sacrifice for Her, strict parfumul, da? Se pare că Teo a achiziționat setul, deoarece mi-a trimis aici și shower gel. Deci, să rumâna mult. Ăsta cred că merge cu mine în concediu. Vedem. Oricum, eu sunt așa, acum în febra pregătirilor, că na. Plec și mă gândesc ce parfum să iau, ce parfum să nu iau. Bine, voi pleca cu decanturi ca de obicei, dar vreau și câteva parfumuri în varianta full size ca să le pozez. Și eu tot ce fac aici, încerc, de fapt am reușit. Am scos plasa, da, ce era în colet și ați văzut-o voi la bun început, în momentul în care am desigilat cutia. Și acum, mai avem... cremă de corp de la Rituals, să rămână mult, uite, foarte fain, 70 de mililitri și asta merge cu mine în concediu. Aici ce mai avem?
Altă cremă de corp. Doamne, jur. Chiar dacă poate sunt mai rigidă în momentul de față, ca să mă exprim așa la față, încerc să-mi controlez și să-mi stăpânesc emoțiile, dar pur și simplu mă simt precum un copil în dimineața Crăciunului, da? Jur. Deci ăsta este sentimentul pe care l-am. La mine a venit moșul în plină vară. Ia să vedem ce mai avem aici. Nu știu ce e aici. Ce mi-ai făcut o numai un parfum, nu e aici? Ia să vedem. Vai de mine. Ce avem aici? Nu cred! Nu cred! Deci nu cred ce mi-ai trimis. Alien Hypersense. Zic bine? Da. Varianta travel size. Nu cred, nu cred. Este acel alien mai seducător, dacă poate exista așa ceva și se pare că da, poate exista așa ceva. Doamne Dumnezeule, nu știu dacă Alien și știu că Alien, genul acela de parfum care a împărțit lumea în două, da? Sunt doamne ce adoră acest ADN, acest profil olfactiv, doamne ce-l detestă. Eu fac parte din categoria celor ce-l adoră. Însă, acest flanker, Alien Hypersense, pentru mine și pentru gusturile mele este divin, da? Clar este divin. 1000 din 10. Însă, dacă prima variantă de Alien pentru mine este un parfum ce-l pot purta de zi cu zi, nu mă deranjează, nu mă sufocă, nu absolut nimic, pentru că știu să-l dozez între ghilimele în cantitatea corespunzătoare în funcție de temperatura de afară. Însă, acest Alien Hypersense mi s-ar părea sau mă duce cu gândul mai mult către un parfum de seară sau acel parfum de tipul date night, da? Este foarte, foarte misterios. O idee dulce, un dulce ambrat, din nou, habar n-am notele, însă asta este ceea ce resimt acum. Doamne, dar e mămica și tăticul senzualității, da? Atât pot spune. Dacă sunteți iubitoare de Alien, chiar sunt curioasă dacă ați testat acest flanker și mai ales ce părere. Da, l-am dat pe jos. Și mai ales ce părere va, ce impresie v-a lăsat. Aici ce avem? Aici avem un autobronzant. Da. Am făcut o pauză că eu nu prea sunt cu autobronzantele, însă îl folosim și vedem ceea ce iese. Bun, mai departe. A, uite, aici mai avem ceva. De la Lorina, 10 ori 2 ml. Mostre. Ui, ce aici? Așa vin ele. Un kit de testare, un kit de mostre de la Lorina. Din gama Niche Series, da? Deci cred că decanturile pentru. Da. Vreau să spun că decanturile pentru acest concediu se pare că le-am gata, gata făcute. Pentru că mai avem aici o serie de decanturi. Dubai Collection Black Optra, Portrait Abstract Afnan, Lavish Rouge, Impuls Ud, ăsta chiar vreau să-l testez de la Zimaia. Gazal, multe, multe, multe. Ăsta mic și negru ce e? Amerat al Arab de la Zdaf. Aici ce avem? Alhambra, Maison Alhambra, Alhambra Bed Femme. Foarte multe. Ăsta l-am luat de două ori.
Suprema Sigala, eu ieri am purtat Suprema Sitapis Ruj, apropo, și deci bombiță. Bombiță, magnet de complimente, tot ce vreți, tot ce vreți. Da? Deci multe, multe monstre aici. Ia să vedem, aici ce mai avem. Cred că aici avem alte monstre. Monstre, decanturi, cum vreți voi să le spuneți. Ia să vedem. A, ba nu, mi-ai trimis Travalo, nu cred. Deci nu. A, ba nu. Ba da, ba nu, ba da. Negru, Oriental Oasis of Love, roșu, Rives Accord Fam, argintiu, Versiana Romanova. Mi-a lăsat aici bilețele, apropo, scris superb. Da, deci scris superb. Auriu, La Tafa Eclair, deci nu cred. Roz deschis, Maison Alhambra, Bleu, Arabiat Prestige, Mov, Orientica Arte, Bellissimo, Exotic. Da, deci mi-a scris... Mi-a scris fiecare Travalo ce conține. Travalo știu eu că se numesc. Hai să testăm auriu La Tafa Eclair. Hai să vedem. Care e treaba, care e hype-ul cu La Tafa Eclair? Eu am Taskin Caramel Cascade și să vedem ce ne spune La Tafa Eclair. Doamne, ce mi-ai făcut? Deci, doamne, ce mi-ai făcut? Nu, că pe aici m-am dat cu parfum dimineață. Hai să testăm în palmă. Deschiderea pentru mine și pentru nasul meu este 85% precum deschiderea lui Taskin Caramel Cascade, da? O secundă. Da, e aceeași poveste de lapte cu caramel, resimt, eu una personal resimt caramel în La Tafa Eclair. Însă, sinceră să fiu, sinceră, este 90% Taskin Caramel Cascade. Diferența de 10% constând în faptul că varianta Paris Corner, și anume Taskin Caramel Cascade, este mult mai caramelicioasă, dacă doriți, decât La Tafa Eclair. Da? În rest, ca o primă impresie, este fix aceeași poveste. Fix aceeași poveste. Chiar vroiam la un moment dat să-mi comand La Tafa Eclair. Bineînțeles, momentan nu se găsește la noi, ci doar pe un site din Franța. Bine, pe mai multe site-uri din afară, însă în momentul de față nu văd sensul să dau 300 de lei pe La Tafa Eclair. Da? Este strict părerea mea. Dacă aveți La Tafa Eclair, dacă îl iubiți, dacă îl adorați, treceți cu vederea peste opinia mea, da? Pentru mine și pentru nasul meu, noi înțeleg hype-ul. Eu oricum sunt mai mult către zona caramelului, dacă doriți. De aceea, pentru mine, Taskin Caramel Cascade, nu. Deci, din nou, cu scuzele de rigoare. Dacă nu am absolut nimic cu nimeni, dacă vă place La Tafa Eclair, purtați în continuare La Tafa Eclair și nu dați doi bani pe părerea mea. Dar, bun, trecem mai de... ce aici? Aici este ceva ce eu ador, da? Și anume, Azdaf Majd
al Sultan. Deci, dacă nu mă înșel, în momentul de față am două sticluțe. Ia să vedem. Ei, deci ce chestii. Deci trebuie să-mi spui neapărat, Teo, după ce termin de filmat, o să te bombardez pe WhatsApp să-mi spui de unde îți cumperi toate minunile astea, că arată super fain. Da, deci Majd al Sultan al casei Azdaf este un parfum ce nu-mi va lipsi niciodată. Îl port, îl am de 7 ani, pe undeva pe acolo. Are o valoare sentimentală enormă, enormă pentru mine. Și în momentul de față, dacă nu mă înșel, nu mai știu pe ce site a fost o promoție, o ofertă, ceva de genul, am chiar două sticle de backup sigilate, da, puse pe dreapta, cum îmi place mie să spun. Da, e una, este un parfum, o idee mai greu, o să vă inserez sticluța pe undeva pe aici. Nu este pentru toată lumea, trebuie să fii în zona parfumurilor opulente, trebuie să fii în zona parfumurilor cu aer oriental, trebuie să fii în zona parfumurilor condimentate. Nu este ceva ușor, nu este ceva, cum să spun eu, nu este ca și cum ai vorbit despre Zimaya Zuhruf, da? Dau un exemplu. Nu, Majd al Sultan este clar altceva. Ah, și-l ador, da? Îl ador. Aici ce mai avem? O lumânărică! Ia să vedem. Salted caramel. Deci nu cred. Nu cred. Eu sunt... Vai de viața mea! Vai, mamă! Da, deci îmi lasă senzația de apă în gură. Miroase superb. Da, încă de aici, vorba aceea neaprinsă. Eu ador. Nu știu dacă ești mentalistă, Teo, pentru că știu sigur că nu am vorbit despre treaba aceasta și nici aici pe YouTube eu nu am vorbit de altceva în afară de parfumuri. Însă toate lumânările mele din casă sunt cu caramel sărat. Da? Deci este aroma mea favorită. Doamne Dumnezeule! Bun! Aici, mostre de canturi. Doamne, de-abia aștept. Nu știu, pentru mine, cel mai ok moment de, sau pentru testat, da, ca să nu spun de testat, pentru testat parfumuri, este în concediu. Rose Seductive. Hai să vedem. Aici avem foarte, foarte Queen of Hearts, foarte multe decanturi de 5 ml de data aceasta și toate observ că sunt de la Dubai Collection. Hypnotic Wood, Nael, da, foarte multe, foarte, foarte multe. O să muncesc în concediu, să rămână din suflet, de să rămână mult. Cu siguranță eu cred că nu mai îmi decantez nimic. Eventual o să îmi iau câteva parfumuri full size care vreau eu neapărat să le pozez, să le filmez. Și mai avem aici un parfumete, din câte văd eu. Swiss Arabian, am văzut eu ceva pe aici. Ia să vedem. Doamne, Teo, ce mi-ai făcut, jur. Royal Mystery de la Swiss Arabian. Ia să vedem. Ia să vedem, habar n-am. Ce este acest parfum? Nu știu notele, nu l-am testat niciodată pe acesta. Ia să vedem. Vai, dar ce sticlă, ce sticlă, ce sticlă. Mov Imperial, da, direct. Foarte faină e sticla. Foarte, foarte faină. Capacul este din metal, este greu.
și Majdal Sultan. Era să spun Taskin Caramel. Scuze. La tafa ecler. Aici e zucruf. Și aici ce am dat? Am mai pulverizat ceva aici, nu mai știu ce. În fine, hai să vedem. Nu, hai să-l dăm aici. Da, aici îl dăm. Am găsit în sfârșit un loc neparfumat. Da, atomizoarele, deci nu ai treabă cu ele. Tipic. Tipic casa Swiss Arabian. Mi se pare cunoscut acest parfum. Este, adică l-aș cataloga în zona fructat șipră, da, pe undeva pe acolo. Mi se pare foarte cunoscut. Dar culmea e că nu mă duce către un singur parfum, ci mă duce către două parfumuri. În deschidere, da, este o pară zemoasă în deschidere. Dar totodată are și ceva ascuțit, dacă vreți. Nu știu. Nu știu sigur dacă este rubarbă, dar nu știu, am senzația așa de pară zemoasă, doar că para aceasta zemoasă treptat treptat se estompează, cel puțin pentru mine și pentru simțurile mele, fix în deschidere s-a simțit din plin, da? Da. Nu, asta sigur este rubarbă. Este o rubarbă aici, însă nu este, chiar dacă eu am folosit termenul ascuțit, nu este genul acela de rubarbă care să te dea pe spate, care să te termine psihic și așa mai departe. Da? Nu e ceva mult, prea mult. Frezie. Trandafir și frezie. Stați așa, eu de-aia mă încrunt că... Ca să înțelegeți, are ceva din clasicul C de la Armani, da? Dar totodată are ceva, și nu știu de ce nu îi pun capacul, dar nu mai contează, are ceva și din Jo Malone, Peer and Freesia. O să vă inserez pe undeva pe aici. Da, pe măsură, da, acum cel puțin, nu știu, mă duce cu gândul, e, îmi dă la nas ceva ca și cum ai face layering între Armani C și Jo Malone, Peer and Freesia. Da? Deci pur și simplu asta îmi lasă senzația, cel puțin acum, pentru o primă testare. Și parcă pe măsură ce tinde către dry down, devine mai dulce, fin, dar foarte, foarte, foarte fin, bombonicios. Da? Nu este ceva, nu e dulce copleșitor sau ceva de gen. Însă nu știu cum să spun, dar îmi lasă senzația că miroase fix precum arată sticla. Exact cum v-am spus, iar nu mai vedeam, exact cum v-am spus și de zucruf de la Zimaia. Da? Pur și simplu, ambele parfumuri, pentru mine și pentru simțurile mele, de data aceasta, miros precum arată sticlele. Royal Mystery de la Swiss Arabian, da, într-adevăr este fin, nu fin elegant, are o eleganță aparte, are un aer royal, dacă vreți, da? Pe când zuhruf de la Zimaia, da, ăsta e foarte fain, bine. Și acesta, îl țineam invers ca de obicei, și acesta de la Swiss Arabian este categoric. Însă, cum să spun eu, zuhruf de la Zimaia mi se pare genul acela de parfum, cum să spun eu, safe blind buy. Da? Deci dacă ești girly girl și așa mai departe și cumperi blind acest parfum, nu văd ceva să te deranjeze. Nu, chiar nu văd absolut nimic. Pe când Royal Mystery... Da, mister.
Este, cum să spun eu, o idee mai matur, însă nu mergeți către latura vintage a unui parfum și așa mai departe. Nu, aici. Da. Da, are un aer aparte. Este, într-adevăr, fiind de tot misterios, este elegant. Este în zona aceea șipră, fructat șipră, da? În continuare sunt acolo. Nu este parfumul acela, cum să spun eu, de zi cu zi, dacă vreți, cum l-aș vedea pe acesta de la Zimaya. Bun, atât pentru videoclipul de astăzi. Prefer să mă opresc acum, deoarece cu greu îmi pot stăpâni emoțiile în momentul de față, adică am reușit 30 de minute, mai mult de atât nu reușesc, pentru că, ce să vezi, nu sunt actriță. Și ca să nu închei cu lacrimi în ochi și așa mai departe, de, cum să spun eu, de emoție, de bucurie, nu știu, din nou, nu vreau să se înțeleagă greșit, acum nu e ceva la modul, hai, trimiteți-mi cadouri, că ia uite ce... Scuze, ce entuziasmată sunt eu și așa mai departe. Dar am și conversat ceva mai mult cu Teo și nu știu, mi-a scris ea acolo mie niște fraze care am impresia că ceea ce fac eu aici nu este în zadar. Da? Nu știu, așa aș putea concluziona absolut totul. Să rămână mult, Teo. Să rămână că existi, să rămână că te-am cunoscut chiar și așa, momentan, pentru că, ce să vezi, coincidență, noi locuim și destul de aproape una de cealaltă. Și, nu știu, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați voi în momentul în care veți vedea acest videoclip. De asemenea, dacă aveți vreunul din aceste două parfumuri sau dacă le aveți pe ambele, lăsați-mi și mie experiența voastră în legătură cu ele, părerea voastră proprie și personală, iar noi ne vom revedea într-un ultim videoclip înainte de concediu, și anume luni, dacă merge totul ca la carte în weekend cu timpul, da? Bun, să rămână mult dacă ați rămas cu mine până la final. Vă mulțumesc că sunteți aproape, vă îmbrățișez cu mare, mare drag și până data viitoare vă doresc din suflet zile minunate și pline cu parfum. V-am pupat! Zvonena Sharafame.